Unul este legat de data de 4 mai, o dată foarte importantă pentru Partidul Național Liberal. Și credeți-mă, nu are importanță cine a făcut sesizarea, ce instanță a acceptat-o, cine a transmis-o la Curtea Constituțională. Vorbesc de sesizarea la Curtea Constituțională pe două tururi de alegeri. Este o dată care cred eu că nu are relevanță pentru Partidul Național sau doar pentru Partidul Național Liberal sau pentru alte instituții din România, ci relevanța este raportată la sistemul democratic de alegeri din România. Sunt absolut convinsă că data de 4 mai va fi un succes. Un succes prin soluția pe care o va pronunța Curtea Constituțională a României.